Trebuie să ne rugăm în continuu, chiar și atunci când pășim pe drum, să zicem: Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Puțină vreme dimineața, puțină seara. Nu trebuie însă să rânduim în mod absolut timpul rugăciunii noastre ca să nu devină o obișnuință. Să ne rugăm în funcție de puterea noastră, cu căldură, să avem poftă, care se naște și în raport cu însuflețirea, cu inspirația. Atunci timpul asociat rugăciunii va crește. Când ne asumăm rugăciunea, atunci se descoperă toate patimile noastre, deoarece diavolul ne războiește în locurile neputincioase pentru a depărta mintea noastră de rugăciune. Ne lovește în locurile sensibile, în locurile neputințelor noastre. Rugăciunea ridică furtună de ispite și de atacuri de la diavol, cel care încearcă să ne îndepărteze mintea de la rugăciune. Gândurile care vin în vremea rugăciunii ne arată patimile cele mai puternice care stăpânesc asupra noastră. În continuare este nevoie de luptă și de stăruință pentru vindecarea acelor patimi. În special, acestea trebuie spovedite duhovnicului și cerută îndrumare pentru vindecarea lor. Astfel, rugăciunea descoperă patimile și în har pocăința le vindecă. Dimineața să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască luminarea pentru orice vom răspunde întrebărilor primite și să putem aborda problemele apărute peste zi. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic.